Știți că noi ca biserică avem un proiect despre care am vorbit bisericii nu foarte des, nu foarte mult și am cerut implicarea noastră financiară. Și e vorba de Jean-Louis Calderon, proiectul nostru despre Jean-Louis Calderon, unde refacem o clădire și amenajăm o mansardă special pentru întâlnirea ale bisericii. Întâlniri pentru biserica noastră, dar nu întâlniri cu toată biserica, pentru că acolo vor fi în jur de 200 de locuri. Am mai spus, însă am întâlnit reacții de genul: mă, eu când vin la biserică vreau să mi se vorbească despre lucruri spirituale, despre pocăință, despre cum să mă apropii de Dumnezeu. Nu vorbiți de bani la biserică pentru că mă simt agasat. Și așa că aș vrea să vă agasez în dimineața aceasta cu un text din Scriptură. Pentru că Biblia vorbește foarte mult despre bani și despre atitudinea noastră față de bani, chiar mai mult decât am vrea noi. Și despre avuție. Și aș vrea să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Citim din Luca de la capitolul 16, primele 14 versete. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul, șezi de grabă, descrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Este unul din un pasaj dificil, un pasaj mai greu din Evanghelie și în istorie, nu mult după Constantin, după împăratul Constantin, a venit împăratul Iulian Apostatul, da? Un împărat care a vrut să reinstaureze păgânismul în toată puterea lui în Imperiul Roman și a avut el mai multe argumente împotriva credinței creștine. Unul dintre ele era și acesta: ia uitați ce învață creștinii, că e bine să fii șmecher, e bine să fii nedrept, luând această pildă. Ei bine, Iulian a ratat complet înțelesul, dar am putea să o facem și noi. Este un pasaj asupra căruia trebuie să o zăbovim puțin, să stăm puțin, să-l înțelegem, să vedem ce vrea să ne spună Domnul Iisus. Și prima observație importantă este că este în capitolul 16 din Luca.
deoarece știți ce este în capitolul 15. Nu? Ce strălucește în capitolul 15? Pilda fiului risipitor. Și între aceste două pilde sunt foarte multe asemănări. Foarte multe asemănări. Avem un stăpân și dincolo un tată care deține. Avem pe unul, dincolo un fiu, aici, un slujitor care risipește, care, și care ia decizii proaste în cascadă. Da? Și fiul, da? Fiul, în primul rând, îl jignește pe tatăl, își cere partea de avere, apoi pleacă, își bate joc de avere, după ce își bate joc de avere, se duce și se ocupă de porci. Da? Și la un moment dat. În ambele cazuri, inculpatul are un dialog cu el însuși și zice, ce o să fac? Ce am de făcut? Da? Și în ambele cazuri, strălucește generozitatea cuiva. Și haideți să trecem puțin prin pildă. Da? Mulțumesc. Haideți să trecem puțin prin pildă. Este o comunitate în Orientul apropiat și în jurul ei sunt pământuri deținute de acest om bogat. Mari. Pentru că datoriile de care vorbim aici erau mari, erau, depășeau jumătate din venitul unui om pe an. Jumătatea de datorie despre care vorbim. Și probabil că în acest context oamenii închiriau sau luau în arendă terenuri și în schimbul acestui teren veneau și trebuiau să dea produse. Mă duceți aminte că Domnul Iisus mai folosește imaginea cu pilda viticultorilor, da? Tot așa, în care cineva închiriază sau arendează o vie și își trimite slujitorii și apoi fiul ca să ia ce erau datori. Și în acest context, omul are un ispravnic, un administrator, un manager. O poziție destul de înaltă, care gestionează foarte interesant și puțin atipic, gestionează nu numai relațiile și lucrurile, să zic, logistice, ci inclusiv aspectele financiare. Da? Și asta era o poziție înaltă, o poziție importantă în comunitate. Era administratorul persoanei care deținea, omului bogat care deținea aceste terenuri. Foarte importantă poziția. Dar intervine și aici un soi de personaj care nu e prezent foarte, foarte direct, ci anume comunitatea, oamenii de acolo. Îi se spune stăpânului, ăsta te fură. Omul ăsta ți administrează aiurea bunurile. Și stăpânul îl cheamă și într-o discuție privată îi spune acestui bărbat, administrator, ești demis. Da? Pregătește-mi darea de socoteală și s-a terminat. De astăzi ești dat afară. Ăsta este un aspect extrem de important pentru că în legislația de atunci și în aranjamentele comerciale de atunci, din acel moment administratorul nu mai avea cum să facă niciun act cu valoare juridică. Niciun act cu valoare juridică. Și tot ce făcea după acest moment era nul. Și acum haideți să vedem reacția omului nostru. Iarăși este o reacție atipică. Este o reacție atipică pentru că tace.
În cultura Orientului apropiat, în genul acesta de aranjamente, omul ar fi încercat să facă tot felul de lucruri, să negocieze, să intre înapoi sub pielea stăpânului, să-și argumenteze. Tăcerea aceasta totală, amuțirea lui, este un fapt iarăși foarte important, peste care trecem. Știți de ce? Pentru că ea era o recunoaștere perfectă a faptului că este vinovat. Comunitatea știe că e vinovat, el știe că e vinovat, stăpânul știe că e vinovat, el tace. Și ce face acum? Un comentator al Evangheliilor mediul arab a spus, adună păcat peste păcat. Pentru că ce face? Omul zice, singurul meu atu în fața viitorului e acest registru cu datornici. Tot ce am. Să sap, adică să fac agricultură, nu pot. Probabil avea probleme cu spatele ca mine. Nu știm. Să cerșesc, spune el, mi-e rușine, e o decădere prea mare. Deci ce am să fac? Și atenție, Domnul Iisus nu spune omul ăsta a fost drept de fapt. Nu, Domnul Iisus spune a fost nedrept. Deci ce face el este un lucru care, observați, corupția n-a fost inventată în România, dar într-adevăr excelăm câteodată, am dezvoltat-o, dar nu e un lucru nou. Fură. Își fură stăpânul. Da? Ia, cum se zice, în registrul de clienți și ia pe fiecare în parte. Oamenii ăștia nu știau că el a fost demis. Pentru că discuția a fost privată. Și fiecăruia, ați observat că îi înjumătățește datoria. Acum gândiți-vă să vă cheme banca și să vă spună cât mai datorezi pentru apartamentul tău. Știu că pe unii vă sperie această întrebare și să vă spună, ok, suma e X, da. Facem un amendament la contract, va fi jumătate. Cum v-ați duce acasă? Ce ați spune în comunitate? Bă, asta e bancă, băi. Ce au spus oamenii când s-au întors și ei au înțeles că stăpânul face asta, nu? Că stăpânul este atât de plin de har și le înjumătățește datoria. Vă dați seama ce a fost? Sărbătoare. Și acum reacția stăpânului. Atipică, nu? Ce-ați face dumneavoastră dacă ați afla că cineva care vă administrează, habar n-am ce, vă fură, dar bine. Și după ce i-ați spus, fii atent că știu că ești nedrept. Continuă să o facă. Aici este o reacție total atipică. Total șocantă. Pentru că ceea ce putea face stăpânul din prima cu acest om era să-l vândă ca sclav. Pe el și pe familia lui. Avea martor, se știa că el își bătea joc de veniturile lui. Da? Putea să-l demită public și să-l facă de rușine. Putea să facă o grămadă de lucruri. Dar stăpânul zice, nu. Și îl iartă. Vă aduceți aminte de ce a făcut tatăl cu fiul risipitor? Este aceeași situație. De aceea, primul mesaj din această pildă este cât de bun este stăpânul. Și ce înseamnă harul? Pentru că la un moment dat vei sta în fața lui Dumnezeu și vă zice, ți-am dat 45 de ani de viață, să zicem, da? 50 de ani, 100 de ani de viață, cât ai vrea.
Și în loc să vrei să mă cunoști, în loc să vrei să te apropii de mine, toată viața asta te-ai învârtit în jurul tău, în jurul tău, în jurul nevoilor tale, în jurul ce important ești, de parcă universul ăsta s-a născut odată cu tine. Cum aveam acea cântare, de parcă Dumnezeu n-aveți, nu? Țineți minte cântarea. Ce ai făcut cu toate resursele? Și vei răspunde exact cum a răspuns omul ăsta. Vei tăcea mâlc, pentru că n-ai ce să răspunzi. Și aici înțelegem frumusețea lucrării Domnului Iisus Hristos. Pentru tot păcatul, pentru tot egoismul, pentru toată întoarcerea noastră spre noi înșine, pentru tot spatele pe care l-am întors lui Dumnezeu și îl întoarce, a plătit Dumnezeu însuși în Domnul Iisus Hristos. Cineva a plătit? Simplu fapt că ai tăiat o cifră și ai pus jumătate, cineva înseamnă că a preluat costul. Da? Ea nu dispare. Cineva a plătit. Și acest cineva era chiar cel care a spus pilda. Este Domnul Iisus Hristos. Așa că dacă ești în dimineața asta aici și te întrebi cum să te apropii de Dumnezeu, care e primul pas? Ce trebuie să fac? Este să recunoști că ești falit în relația ta cu Dumnezeu, să recunoști că ești păcătos. Să recunoști că n-ai nicio șansă să rezolvi, să aranjezi, să vii tu cu soluții. Ce vei face este să aduni păcat peste păcat, cum a făcut și omul ăsta. Ce este să te bazezi pe ce a făcut El pentru tine. Ce a făcut Hristos pentru noi. El a plătit pentru noi. El este Mântuitorul. Și pornind de la această realitate, Domnul Iisus continuă și prelungește subiectul acesta înspre o zonă foarte puțin spirituală, să zicem, da? Și zice, vedeți, fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Adică, atunci când a trebuit să-și planifice viitorul și viitorul lui era aici, pe pământ, omul ăsta a zis, bă, stai puțin să văd ce am în mână. Asta am în mână. Ce pot face cu ce am în mână? Asta pot face. Ah, că a fost nedrept, e ok. Dar asta este, de data aceasta, secundar. Omul ăsta a înțeles că trebuie să se uite în viitor. Și el spune, dar fiii luminii, adică cei care ar trebui să se uite la veșnicie, nu numai până aici. Cum își planifică? Ce fac cu ce au? Cum se uită la ceea ce au în mână? Cum se uită la ce au astăzi, la resursele lor? Dacă sunt, că spun că sunt fii ai luminii și se uită până dincolo. Și tocmai de aceea Domnul Iisus spune, folosește-ți resursele ca un fiu al luminii, ca unul care ești parte din împărăția lui Dumnezeu și te vezi parte din ea și ești parte din ea cu tot ce ai, cu tot ce ești. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, spune Pavel. Am citit Romani, capitolul 12, îmi spune, aduceți-vă pe voi ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și așa mai departe, sunt mai multe texte care sublinează această realitate în care noi nu avem o lege. De multe ori sunt întrebat, avem o lege, zeciuiala este o lege? Nu este o lege, opinia mea, nu este o lege în Noul Testament. Pentru că Noul Testament spune că tot cu tot ce avem suntem ai Domnului. Tot e al Lui. A, bun, că faci niște, că ești, abordezi lucrurile într-un mod ordonat și ai măcar un benchmark, ai o limită, da, este foarte bine și gândești lucrurile așa. Dar cu tot ești al Lui și asta spune Hristos aici. Deci priviți tot ce aveți și aici nu vorbim numai de bani, aici vorbim de timp, aici vorbim de sănătatea pe care o ai, de tot ce ai și care ți se pare că le meriți.
Ți se pare că le ai pentru că le-ai lucrat și sunt ale tale. Și cu cât vom înainta ca societate în bunăstare și într-adevăr saltul făcut de România cu toate nemulțumirile noastre în ultimele decenii este mare, fraților. Este foarte mare. Dar cu cât înaintăm, cu atât vom fi... ne va fi mai greu să-i dăm Domnului din resursele noastre. Pentru că vom fi din ce în ce mai ispitiți cu toate opțiunile pe care le avem. O imensitate de opțiuni, o imensitate de experiențe, o imensitate de lucruri pe care le-am putea face cu ce avem. Și asta este o realitate. Vorbeam zilele acestea cu un frate din Germania, dintr-o biserică de pe lângă Heidelberg și îmi spunea: e foarte greu să găsim oameni să facă ceva în biserică. E foarte greu. De ce? Sunt foarte ocupați. Cu ce sunt foarte ocupați? Cu lucrurile pe care le pot face. Evident. Nu v-am spus nimic nou. E foarte ușor să dezvoltăm încet, încet o abordare din asta, cum am mai tot spus, de clienți ai bisericii, de clienți și o relație oarecum comercială, tranzacțională cu Dumnezeu. Ți-am dat asta, mi-ai dat asta, astea sunt ale mele, astea sunt ale tale. Dar Domnul aici spune: privește-ți viața din perspectivă veșnică, privește-ți resursele din perspectivă veșnică. Și de ce să fim generoși? Și vreau să continui aceste subiecte cât până intrăm în Corinteni, dacă Domnul îmi dă lumină și har. De ce să fim? Sunt mai multe motive care arată acestea, motivele din Noul Testament. Gândiți-vă, de exemplu, Domnul Iisus este la un moment dat spălat de o femeie cu parfum și cu părul ei. Știți ce însemna ca o femeie să-și dea părul, să-și desfacă părul în lumea aceea? Însemna motiv de divorț. Așa spuneau rabinii. Femeia nu își desfăcea părul în prezența, în public. Ea nu numai că își desface părul, ci își spală picioarele lui Hristos. Cu părul și cu lacrimile ei și îi unge cu parfum. În preajma unor farisei. Se pare că ăștia erau pe peste tot, vedeau, era un fel de SRI. Ascultau tot. Și aici a văzut, Domnul Iisus vorbește ucenicilor, dar au auzit și ei. Interesant. Deci pentru cei care ne ascultă, ne rugăm pentru voi. Și Domnul Iisus, așa de frumos, așa de frumos spune: cui s-a iertat mult, iubește mult. De ce e zgârcit în relația ta cu Dumnezeu? Poate ți-a iertat puțin. Un alt lucru pentru care trebuie să învățăm să fim generoși este că recunoaștem ale cui sunt lucrurile noastre. Recunoaștem asta. Nu predic aici despre că sărăcia este bună, că a avea lucruri este un lucru rău, că... nu! Dar contează enorm de mult ochii cu care privim tot ceea ce avem. Cineva spunea că foarte mult se predă în universități că adevărul este relativ și că valorile sunt relative. Și el spunea că poți să-i zgâri mașina profesorului în parcare și o să vezi că nu mai e nimic relativ pe tema acestui lucru. Recunoaște ale cui sunt lucrurile. Că ești al lui și tu și toate ce ai și tot ce ai. Ce înseamnă pentru tine să te vezi partea împărăției lui Dumnezeu? Că ești baptist? Că ești într-un registru al bisericii? Asta nu înseamnă mare lucru. E important, dar nu înseamnă mare lucru. A fi parte din împărăție este ca inima ta să bată în același ritm cu ce vrea Dumnezeu. Înțelegeți? Să vibrezi acolo unde
vrea Dumnezeu. Nu înseamnă nici măcar să fii foarte bun în ceea ce afirmi, foarte corect în tot ceea ce afirmi, ci să vibreze acolo unde vrea Dumnezeu să vibreze, să crești în sfințenie, să simți că vrei să te apropii de Dumnezeu și să vrei să te apropii de Dumnezeu. Și asta înseamnă... Am o rugăminte, vă rog, învățați pe copii să vorbească în șoaptă, mă ajută foarte mult pe mine. Trebuie să mă aud și eu. Al doilea lucru important este că exersăm adevărata credincioșie. Ați văzut ce spune Domnul Iisus? Dacă tu nu ești drept în lucrurile simple, în lucrurile ușoare, în lucrurile imediate, da? Dacă furi la un examen, cine te va face contabilul lui? Nu? Și el spune, tot ce ai acum sunt teste. Tot ce ai acum sunt lucruri... Ești într-o simulare, vorba lui... Am uitat cum le cheamă, Elon Musk, nu? Da? Da. Domnul Iisus spune, da, ce ai este ca într-o simulare, nu e real. Dar dacă în simulare tu îți bați joc de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, cine îți va da ce e al tău? Ați observat? E tare important lucrul ăsta. Să învățăm să exersăm adevărata credincioșie. Și mai e ceva ce face generozitatea important. Și mă uit aici la Mike. Generozitatea rupe bariere pe care societatea le creează între noi. Ea rupe barierele sociale create. Pentru că Domnul ne învață să fim generoși cu cei care nu ne pot da înapoi. De obicei facem servicii celor care ne pot da sau ne pot da chiar mai mult. Ați observat? Da? Nu președintele îi duce geanta secretarului, ci secretarul îi duce geanta președintelui. E normal, da, într-un fel. Dar asta e și tendința, de asta și Iacov spune. Vedeți că veți avea tendința în biserică să dați importanță unora în detrimentul altora. Dar atunci când ești generos și când ești generos cu cei care nu pot să-ți plătească înapoi, nu pot să-ți dea înapoi, tu faci ceva din inima lui Dumnezeu, faci ceva care seamănă cu ceea ce Dumnezeu face. Da? Pentru că harul este... Nu putem plăti niciodată înapoi. Dragii mei, Domnul Iisus spune că suntem în fața două lumi cu două seturi de valori. Și de asta vorbește despre fiii luminii și despre fiii întunericului. Fiii lumii acesteia. Și el spune, dacă sunteți în împărăția lui Dumnezeu, veți avea alte valori. Alte valori. Și alte valori care vor însemna tot. De la felul în care te îmbraci, nu spun că creștinii au o uniformă, dar va avea un impact. Da? Până la felul în care îți consumi banii. Face lucrurile cu banii tăi și cu resursele, cu timpul tău. Și Domnul Iisus spune, da? Asta se vede. Pilda aceasta este, din această perspectivă, clară. Motivația ca noi să ne dăm pe noi înșine este dată de ceea ce am primit. De cum e stăpânul. De faptul că am fost iertați într-un mod așa de bogat. Da? Nu dintr-o obligație. Să știți un lucru, noi în biserică nu știm cine și cât donează. Decât în cazul cum totul excepțional, când, nu știu, se întâmplă ceva în bancă sau apare o chestiune, un act special. Dar, și nici nu vom urmări niciodată. Nu vrem să evaluăm pe frați și pe surori în funcție de cât ajută și cum ajută. Nu! Și asta ar fi greșit. Dar să știți că altcineva o face. E vorba de Hristos. Hristos se uită la noi cum ne consumăm resursele. Și nu pentru că ar avea nevoie de ele.
Deloc. El a făcut aurul. Nu avea nevoie de ele. Și pentru că felul în care noi acționăm cu tot ce suntem și avem, arată unde ne este inima. Arată cum suntem. Arată ce am înțeles. Și arată dacă vrem cu adevărat să fim ucenici mai buni. Și ăsta e un subiect de care avem nevoie. Fiecare dintre noi. Am eu nevoie și aveți voi nevoie de asta. Fie ca bunătatea Domnului Iisus, faptul că am fost iertați mult, iertați adânc, să ne motiveze. Să ne motiveze să fim mai Lui, să umblăm cu El. Fie ca inima noastră să bată în ritmul împărăției. Fie ca bunătatea Domnului să ne motiveze în relațiile noastre. Pentru că aș vrea să fac aici un lucru clar. A fost dureros să văd persoane din biserica noastră care erau așa de spirituale la biserică, dar nimeni nu vrea să aibă nicio relație cu el pe scara de bloc, cu ea. Nu e ok, fraților. Avem nevoie să ne lăsăm schimbați, să ne lăsăm transformați. Lucrurile astea simple. Poate Dumnezeu nu te trimite, nu știu, în Africa. Dar relația cu vecinii tăi, ăsta e un lucru important. Ăsta e un lucru important. Și ușor. Și poate că de multă vrem să mergem în Africa pentru că vrem să fugim de relația cu vecinii noștri. Dragii mei, fie ca Harul Domnului Iisus Hristos să ne schimbe și să lucreze în viețile noastre și în lucrurile acestea mici. Și în lucrurile acestea care par nesemnificative, dar pe care El le urmărește. Pentru că acestea arată inima noastră. Amin.